Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Le trec așa de repede lui Băluță și Nicușor Dan. Și Negoiță, că și el e implicat. Negoiță de la sectorul 3. Nu cred. N-am păi știut și Negoiță, dar și el pe acolo un fel de autorizație. Da. Nu este absolut... E înspăimântător ce se întâmplă. Adică sigur că tendința e să te ia râsul când vezi că aia se îmbrâncesc acolo, polițiile locale. Dar tu zâmbești. Păi, da, mine m-a amuzat foarte tare că eu, de când eram eu în liceu, din ești anii conștient, da, 90, n-am crezut că mai văd așa ceva. Ce deci am? Înțeleg că domnul Nicușor Dan s-a dus la prânz acolo cu vorba bună. Vă băieți, luați-vă jucăriile de aici, că nu e în regulă ce se întâmplă, că înțeleg că nu au autorizație. Da, au inventat niște autorizații aia. Domnul Băluț a zis, bă, lasă-mă, tată, că fac o lucrare frumoasă, reparăm planșeu aici, da. E ca și cum îți vine unul la bloc și da, se apucă el să repare de capul lui. De capul lui. Că a obținut el o autorizație. Corect. De undeva, de la o direcție din Ciorogârla. Bă, am bani, mă ocup, prepar. Da. Și acum s-ar vecinii, nu, domne, că n-ai autorizație. Păi logic, nu? Bidioși. Da, domnul Băluț are și antecedente. El a reparat frumos pasajul ăla unirii atât de bine, încât acum trebuie să stea poliția acolo, să nu se dea cu capul de bârna de sus, autocarele. Da. Nu-i gândit deci pentru autocare. Este cum și nici planșeul n-o să fie gândit, probabil, pentru... A ieșit foarte bun la reparații de-astea. Da. Deci acolo și este înțeleg, o... Da, zi. Înțeleg că a venit domnul Nicușor Dan și le-a zis cu frumosul muncitorilor sau ce erau pe acolo, autorități, poliții locale care puneau garduri, să o radă că nu e bine ce fac. Aia nu au ascultat și atunci Nicușor, exact ca în vremea mea, s-a întors la liceu și a luat băieții și a zis, mergem... Merge seara. Mergem peste ei. Uh-huh. Și ți-am zis că am mai povestit aici. Eu am avut o casetă video cu un singur episod din echipa A-Team. Era cu negru ăla cu lanț mare de aur la gât și cu încă 2-3 băieți, o echipă puternică. Și mergeau cu toții să... L-ai făcut negru pe negru ăla? Erau justițiari. Așa. Erau justițiari și la un moment dat ei sunt închiși într-un garaj unde era un buldozer. Și ei au blindat buldozerul ăla și cu ăla s-au dus la atac și au bătut pe toți ostilii. Și-au făcut de mici. Mie mi-a plăcut mult de tot. Și acum eu când am auzit la știri că s-au dus cu Nicușorul cu buldozerul peste, eu n-am mai putut să de râs. Adică pentru mine, indiferent cât de gravă e situația... Vezi, asta e problema noastră. Știi că noi luăm în râs niște lucruri care sunt, de fapt, foarte, foarte grave. Da. Și acolo avem altfel niște, n-am putea trăi aici. Niște mafii. Da. Da, că tot Bucureștiul și în general toată organizarea asta teritorială a României, administrativ teritorială, s-a transformat într-o împărțeală de teritorii mafiote. De. În București avem o primărie mare, 6 primării mici, mai mici și nenumărate alte primării în jurul capitalei, care majoritatea, ca să nu zic toate, se ocupă cu afaceri imobiliare ilegale. Dau autorizații de construcție, vând terenuri pe șperț, fac planuri de urbanism mai iurea, iau șpagă și așa mai departe. Da. Cu asta se ocupă în primul rând aceste primării. Și ca să păcălească lumea, vopsesc bănci, mai toarnă asfalt, mai flatează un copăcel, mai pun un copac. Și lumea e fericită. Lumea e proastă și fericită. Oamenii spun, a, ia mine în sector, e frumos, ia uite ce borduri frumoase s-au pus. Și aia își văd în continuare de furat. Acum, aceste primării au început să aibă inclusiv forțe de ordine personale. Deci mafiile astea au miliții personale pe familie. Înțelegi? Care sunt polițiile locale. Ce e asta, frate? Parcă suntem la prăbușirea Uniunii Sovietice. Da. Au fost incidente între polițiile locale. Polițiile locale care sunt subordonate primarului din sectorul respectiv. Și fiecare primărie cu poliția sa locală, fiecare primar cu polițiștii lui locali. Există și o poliție locală municipală? Există, înțeleg. Și o poliție locală municipală. Da, nu mă și există și poliția națională, da, care s-a spălat pe mâini. Că poliția națională de ce? Se bage că în fond ce? Domnul ministru este de la liberali. Și la mijloc este acest contract uriaș de 750 de milioane de lei, pe care domnul Băluță și probabil și domnul Negoiță, că s-a băgat și dânsul în afacere, ori din solidaritate a venit de și clan, cu poliția. Nu, a dat, el a dat niște autorizații pe acolo. Okay. Ori, poate cine știe, se va bucura și dânsul la un moment dat de banii ăștia. Deci este această sumă uriașă de 750 de milioane de lei pe care guvernul a alocat-o din faimosul plan Salini, cum îi spunea. Aia sunt bani pe care nu-i verifică nimeni. Nu sunt bani europeni. Că sunt niște zeci de miliarde de euro, bani europeni, care sunt foarte greu de luat, pentru că acolo nu poți să iei, greu de furat.
dar banii ăștia dați de guvern, 750 de milioane de lei, un contract, hai repede, facem și noi ceva la planșeu, luăm bănuții, am fugit cu ei și dacă am putea să-i luăm acum, înainte, repede, înainte de campanie, că vine campania și acum e treaba cu șperțurile să se stabilească loialitățile. Și ăsta Nicușor, dar acum nu că la păr, dar este... Eu n-am nicio îndoială că omul este atent cu autorizațiile, că el asta face. Adică el așa s-a lansat în politică încă de pe vremea Uniunii Salvați București, așa se chema, USB-ul era. Uh-huh. El asta făcea, ducea și verifica autorizații pe jantiere și prindea pe jaca. Nu autorizații, îi dădea în judecată și câștiga în instanță. De-aia îl urăsc toți. Ori el când spune, dom'le, n-aveți autorizațiile corecte, n-am niciun motiv să nu-l cred. Înțelegeți? Și aici suntem, aici am ajuns, în care administrarea asta a României este un eșec total și acum ne îndreptăm spre faza împărțelii post-sovietice, mm-hmm, în care mafioții încep să-și tragă și miliții personale, dar plătite din bani publici. Înțelegeți? Adică nu sunt mafioți de aia cum erau aia din Cosa Nostra, de-i vedeam noi, nașu, aveau oamenii lor pe care îi plăteau ei. Nu, ca de obicei în România, toate șmecheriile astea se fac pe bani publici. Ăștia au milițiile lor personale, forțele de ordine, sunt plătite tot pe banii cetățenilor ca să-i apere pe ei când fură banii cetățenilor. Deci suntem, trăim într-un absurd total și au început să se bată între ei. Eu așa văd lucrurile. Sigur, altfel este amuzant că ea se îmbrâncesc unii cu ceilalți, dar dacă depășești de faza de amuzant, e cu mâine de cap, ca să vezi în ce situație suntem. Cum e la noi. Mă scuzați încă o dată pentru voce. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.